Bună seara, stăți în direct la emisiunea Dilemele Zilei, o emisiune despre administrația publică locală, despre politică și, iată, peste mai puțin de o lună și jumătate vom avea alegeri locale. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva să se amâne alegerile, deși în alte state au fost asemenea situații, lucrurile însă sunt certe. Săptămâna viitoare mai este de emisiuni dedicate oricăror teme, după care începe campania electorală și vom fi ancorați aici la Tele 3 în programele candidaților. Vom organiza dezbateri largi, o să vedeți, ne pregătim în acest sens. Deocamdată stăm de vorbă cu primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu, angrenat pentru un nou mandat în lupta electorală pentru municipiul Târgu Jiu. Bună seara, domnule primar! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați revenit la Tele 3. Vorbim despre administrația publică locală. Încă nu suntem în campanie electorală, în emisiunile electorale. Suntem în precampanie. Zi de finală astăzi, de depunerea listelor, a candidaturilor. Unii au trebuit să mai caute pentru că le-au mai plecat din candidați, alții le-au avut pregătite listele. Cum se prezintă lista la Târgu Jiu pentru Consiliul Local? Foarte bine. În primul rând că am fost primii care am prezentat-o. Am fost și prima formațiune politică care a depus această listă. Trebuie să le mulțumesc colegilor mei din Partidul Național Liberal, indiferent că vorbim de organizația municipală sau organizația județeană, că au susținut această listă. Așa cum am văzut, au fost foarte multe frământări la nivelul celorlalte formațiuni. Din fericire pentru mine și pentru organizația pe care o conduc, lista a fost, în primul rând, validată de către colegii din Biroul Permanent Local, ulterior aprobată de către colegii din Biroul Permanent Județean cu unanimitate de voturi. Ceea ce mă îndeamnă să cred că pentru acea listă, pentru lista de la municipiu și pentru candidatura mea de la primăria municipiului Târgu Jiu, am întrunit până la urmă toate opțiunile și susținerea din partea colegilor din organizația municipală și organizația județeană. Este puțin atipică pentru tot ceea ce s-a întâmplat în fenomenul politic al ultimilor 30 de ani. Este o listă nouă, o listă cu oameni care până în acest moment în mare parte n-au mai făcut politică, oameni pe care i-am identificat și înainte de a ajunge primarul municipiului Târgu Jiu. O parte dintre ei sunt oameni care i-am atras alături de Partidul Național Liberal în perioada acestui mandat. Și așa cum vă spuneam, am ținut cont în primul rând de ceea ce îmi spuneau cetățenii municipiului Târgu Jiu, că își doresc o reformare a clasei politice cu oameni noi, cu figuri noi, cu oameni care ar putea la un moment dat, prin proiectele pe care le susțin și prin realizările din trecut, să schimbe puțin imaginea politicienilor de la nivelul, cel puțin de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Asta am și făcut. A fost o surpriză, e adevărat, sunt și contestatari, sunt și oameni care n-au fost în totalitate mulțumiți de faptul că nu sunt pe listă sau că s-au regăsit pe o poziție din interiorul partidului, da? Dar trebuie să ne obișnuim ca la un moment dat fiecare dintre noi, considerați lideri politici, să luăm decizii. Eu am luat o astfel de decizie, v-am spus, vine pe de o parte din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii și din tot ceea ce se întâmplă astăzi în privința modului în care suntem văzuți cei care activăm de foarte mult timp în politică. Mi-am asumat acest risc. Este un risc pe care în momentul în care ți-l asumi, te poți bucura de un rezultat foarte bun sau, din potrivă, în condițiile în care rezultatul nu este cel așteptat, poți suporta consecințele pe care le suportă orice persoană sau orice lider care își asumă o astfel de decizie. Cum arată primele 10 locuri? Arată destul de bine. Și niște exemple. Din rândul foștilor consilieri, din rândul celor 5 consilieri după decesul, din păcate, a doamnei Ghimiș, celor 4 consilieri, a mai rămas o singură persoană, Daniela Vulpe, inspector general adjunct în cadrul inspectoratului școlar, un profesor
de excepție, un dascăl de excepție, un om care în 3 ani de zile și-a dovedit pe de-o parte loialitatea față de formațiunea politică și care a înțeles foarte, foarte bine care este menirea în Consiliul Local. A avut poziții extrem de echilibrate, nu a intrat foarte mult în toate acele dispute pe care le-am avut în Consiliul Local și un profesionist desăvârșit. Asta am văzut de fiecare dată în momentul în care am ajuns în zonele unde colegii mei își desfășoară activitatea sau unde domiciliază și mi-am dat seama cât de mult sunt apreciați. Mergând din casă în casă în campania din 2017, așa cum voi face și în 2020, atunci am constatat care sunt oamenii care, până la urmă, sunt susținuți de cetățeni. Interesul, până la urmă, nu trebuie să fie acela de a susține noi anumiți candidați, ci dânsii să poate fi susținuți de cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Însă este astăzi învățător la școala 12 din municipiul Târgu Jiu, școala Constantin Brâncuș. Este un om care s-a ocupat strict de proiectele legate de învățământ. Școala Constantin Brâncuș astăzi este una dintre cele mai moderne școli pe care le avem pe raza municipiului Târgu Jiu și asta prin implicarea dumneai din calitatea de consilier local. Recunosc că dacă n-aș fi luat în calcul și alte lucruri, pe această listă, pe una dintre pozițiile, pe primele trei poziții, se regăsea și Mihai Paraschiv. Mihai Paraschiv nu-mi este doar consilier, nu-mi este doar coleg de partid, îmi este un foarte bun prieten. Am avut o discuție cu Mihai la momentul în care a devenit directorul general al societății Transloc și la acea vreme Mihai mi-a solicitat să accept decizia pe care a luat-o de a demisiona din Consiliul Local. Știm foarte bine ce l-așteaptă la acea societate. Am fost de acord în acel moment. Ulterior, înainte de a pregăti lista pentru Consiliul Local, am mai avut o discuție cu Mihai și am spus foarte clar: Mihai, dacă activitatea ta este o activitate cu rezultate deosebite la societatea Transloc, dacă vei reuși în următorii 3 ani de zile să implementezi cele proiectele în valoare de 45 de milioane de euro cu finanțare europeană, cu adevărat vei fi un model de manager pentru o societate care se află astăzi în subordinea autorității publice locale. Și cred că dintre noi, după misiunea pe care o am ca primar, cea mai grea și cea mai, cum să vă spun, riscantă poziție este a lui Mihai Paraschiv. Dacă lucrurile merg în direcția bună, așa cum au început să meargă, Mihai Paraschiv, după 4 ani de zile, de fapt după 3 ani de zile, deodată cu implementarea acestor proiecte, poate fi un personaj politic extrem de important. Noi vom mai avea campanii electorale și în 2024 și în 2028 și Mihai se poate contura ca un personaj politic extrem de important. E adevărat că apare și reversul medaliei, și eu nu mă gândesc la acest lucru, pentru că Mihai este un profesionist, un om care vine din mediul privat, care a făcut performanță în mediul privat și eu sunt sigur că după performanțele obținute în propria societate poate obține rezultate deosebite și în cadrul companiei Transloc. E adevărat, Mihai a rămas în echipa mea, mă susține în continuare, ne susține în continuare pe toți colegii din Partidul Național Liberal și sunt sigur că va fi unul dintre pionii principali ai victoriei noastre din 27 septembrie. Pe locul 2, acum văzând lista, pe locul 2 apare secretarul general al organizației municipale, Bogdan Bejinaru, omul care de 4 ani de zile, împreună cu mine, se ocupă de partea organizatorică a acestei formațiuni politice. Este un om extrem de dedicat, un om care a putut să țină în mână tot ce înseamnă resursa umană a Partidului Național Liberal la nivelul organizației municipale și așa cum i-am promis în 2017, atunci când am preluat organizația municipală, că va fi omul care mă va seconda în momentul în care îmi voi depune candidatura în 2020, așa și am procedat. Nimeni în acest moment, recunosc nici măcar eu, nu cunoaște resursa umană din Partidul Național Liberal, organizația municipală, mai bine decât Bogdan Bejinaru.
Și este o poziție pe care o merită, o poziție pe care și-a câștigat-o, o poziție, până la urmă, determinată de foarte, foarte multe eforturi pe care Bogdan le-a făcut în toate aceste campanii electorale, începând cu campania din 2017, când am câștigat alegerile pentru primăria municipiului Târgu Jiu, dar nu numai. Bogdan a coordonat în absența mea parțială campaniile de la europarlamentare și campaniile pentru alegerea în funcția de președinte a domnului Klaus Iohannis și eu zic că a coordonat acele campanii foarte bine, cu rezultate bune la nivelul municipiului Târgu Jiu. Este pentru prima dată când la Târgu Jiu Partidul Național Liberal câștigă toate rândurile de alegeri de până acum, 2017-2019, eu sunt sigur că le vom câștiga împreună și în 2020. Pe locul 3 apare o surpriză. Zic, de Bogdan Bejner contează că lucrează și la companie, la compresiune energetică Oltenia? Contează foarte mult, pentru că este în momentul de față și nu trebuie să nu luăm în calcul, ba dimpotrivă, vedem că motorul, până la urmă, dezvoltării și a municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj este această companie națională care o avem pe, care o mai avem pe teritoriul municipiului Târgu Jiu și mă refer la complexul energetic Oltenia. Și cred că oamenii de acolo își doresc un reprezentant în Consiliul Local pentru problemele pe care pot să le sesizeze unei persoane pe care eu o simt apropiată. Una este să discute cu primarul municipiului Târgu Jiu și alta este să discute cu un lider de sindicat. Bogdan, până după alegerile locale, după ce îi se validează mandatul, va rămâne și lider de sindicat în complexul energetic Oltenia. E adevărat, un lider la un număr redus relativ de oameni, dar totuși este lider de sindicat în cadrul complexului energetic Oltenia. Va renunța la funcția de Da, din ceea ce știu, Bogdan se va implica foarte mult în activitatea administrativă și din discuțiile pe care le-am avut cu el, pe perioada în care va deține o funcție în cadrul autorității publice locale, va renunța la această demnitate. Dar este opțiunea lui și știe foarte bine ce are de făcut. Pe locul 3 este, așa cum vă spuneam, o surpriză, nu pentru mine, pentru că cred că dacă stăteam bine să analizez lista pe care am propus-o spre validare, cred că domnul Nodea Eugen ar fi meritat primul loc. Însă așa cum se procedează în politică, întotdeauna candidatul în general, candidatul ocupă și prima poziție pe lista de consilieri, acum ținând cont și de poate notorietatea de care beneficiez în acest moment, de experiența politică. Nu este un nume cunoscut în viața politică, dar este un om care este foarte apreciat în sistemul de învățământ din județul Gorj și din municipiul Târgu Jiu. Să nu uităm că domnul Eugen Nodea, cel puțin de 3 ani, de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, odată cu acele premieri pe care le fac pentru copiii cu rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale, n-a lipsit niciodată la evenimentele organizate de autoritatea publică locală prin rezultatele copiilor care îi coordonează, elevilor care îi coordonează din municipiul Târgu Jiu și în primul rând mă refer la elevii colegiului Tudor Vladimirescu. Mai mult decât atât, atunci când vorbim de performanță, nu putem să nu luăm în calcul un profesor al unuia dintre cele mai renumite colegii din țară, nu numai din Gorj, care este astăzi și coordonator, unul dintre coordonatorii lotului național al României pe informatică. Nu avem foarte multe exemple. E adevărat, cred că mai sunt câteva persoane de la Gorj care participă în coordonarea loturilor naționale, dar de 3 ani de zile profesorul Eugen Nodea face parte din structura de conducere, din cei care coordonează lotul național. A fost și cel care a condus o delegații ale României cu elevii cu performanțe deosebite la Olimpiadele Internaționale. Și lucrul acesta m-a îndemnat să cred că experiența dânsului, modul în care privește activitatea, sunt sigur că ne va fi de un real folos pentru noi ca și comunitate în primul rând și pentru autoritatea publică pe care o reprezint. Locul 4 este ocupat de un om care vine din mediul de afaceri, este doar angajat în sistemul, în mediul privat, Nelu Silvilescu, la fel un tânăr care, cum să vă spun, mi-a dat speranțe de acum 4 ani de zile, odată cu
implicarea în campania Partidului Național Liberal, un om devotat organizației din care, pe care o conduc în acest moment, un om care, indiferent de acțiunile pe care le-a desfășurat Partidul Național Liberal, a fost alături de noi, ne-a susținut permanent, a încercat cu adevărat să fie un promotor pentru tot ceea ce a desfășurat Partidul Național Liberal în perioada trecută. Un personaj extrem de important pentru că vine și din lumea asociațiilor de proprietari, asociațiilor de locatari, este reprezentantul unei asociații și de fiecare dată când a sesizat o anumită problemă, a venit, mi-a transmis-o, am încercat ca problemele constatate în anumite cartiere din municipiul Târgu Jiu să le analizăm la nivelul întregului municipiu. Și Nelu Sivilescu de fiecare dată a venit cu propuneri extrem de pertinente. Deci am preferat din rândul asociațiilor de locatari din municipiul Târgu Jiu să am doi reprezentanți și o să fac, chiar dacă vorbesc de poziția nouă de pe lista de consilieri locali, vorbesc de domnul Semen Constantin, care este președintele uneia dintre cele mai mari asociații din municipiul Târgu Jiu, asociația din zona Spiru Haret, da? O asociație foarte mare, o asociație reprezentativă pentru municipiul Târgu Jiu, dânsul fiind un om reprezentativ pentru municipiul Târgu Jiu, a lucrat în domeniul armatei, e adevărat că ulterior, fiind o persoană extrem de activă, a fost observator în cadrul Asociației Județene de Fotbal, implicat în tot felul de activități, a mai participat la competițiile electorale din calitatea de independent și este unul dintre oamenii care au obținut ca independent într-o competiție electorală 1600 de voturi la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că astăzi sunt puține formațiuni politice care în 2020 vor putea strânge, deși au nevoie pentru a intra în Consiliul Local, 1600 de voturi. Domnul Semen a obținut acest rezultat individual, candidând ca persoană independentă în municipiul Târgu Jiu. Ceea ce mă determină să cred că, pe de o parte, este reprezentativ pentru municipiul nostru, pe de altă parte, din calitatea de președinte pe care o are în această asociație de 452 de locuințe, este un om susținut de oameni. Și asta am remarcat-o de fiecare dată când am ajuns în acea zonă. Așteptați voturile astea să se regăsească și în o mare parte dintre ele, din septembrie? În condițiile, voturile pe care le-a obținut domnul Semen? Eu sunt sigur că da, în mare parte oamenii care l-au cunoscut și care l-au apreciat pe domnul Semen, eu cred că îl vor susține și în campania electorală, pentru că de data aceasta domnul Semen are șanse foarte, foarte mari să-i reprezinte din calitatea de consilier. De aceea vă spuneam, sunt foarte multe probleme pe care le-am constatat în această perioadă în relația cu asociațiile de proprietari. Și de aceea doi dintre reprezentanții de pe lista de consilieri ai Partidului Național Liberal reprezintă asociațiile de locatari din municipiul Târgu Jiu. Adică oamenii care îi reprezintă pe cei 90% din cetățenii municipiului Târgu Jiu. Pot să vină cu propuneri pertinente. Eu am și o altă strategie, proiectul meu pentru Târgu Jiu, pentru următorii 4 ani de zile, cuprinde propunerile tuturor candidaților din Consiliul Local. I-am așteptat cu propuneri pe zonele de influență, pe zonele unde locuiesc, proiecte de anvergură. E adevărat că marea majoritate a proiectelor de anvergură deja sunt trecute în strategia mea pentru viitorul mandat. Pe locul 4, pe locul 5, pe lista de consilieri, așa cum vă spuneam, apare doamna Daniela Vulpe, un om care, așa cum vă spuneam, de foarte mulți ani aparține, este legată de Partidul Național Liberal, un om care a dovedit că poate să fie și un bun profesionist din calitatea dânsei de dascăl la Școala Constantin Brâncuș, dar și din calitatea de consilier, de reprezentant al cetățenilor în Consiliul Local. Oameni care, cu care mă mândresc în mod deosebit. Următorul pe lista de consilieri este Dani Lieș. Este un om cu care am început un proiect. Un proiect înainte de a ajunge primarul municipiului Târgu Jiu, proiectul legat de Clubul Sportiv Municipal. Domnul Măruță, în 2017, atunci când îmi pregăteam
proiectul pentru Târgu Jiu, constatase la vremea respectivă că tot ceea ce însemna fenomen sportiv de echipă la nivelul municipiului Târgu Jiu era aproape distrus. Și de aceea am avut o discuție cu Dan Ilie și cu Andrei Enache, pentru că ei sunt în momentul de față parteneri în proiectele pe care le dezvoltă, au fost parteneri și într-un proiect privat, acum sunt și parteneri în clubul sportiv municipal și mi-au propus acest proiect. Am avut o discuție și mi-au spus, domnule, dacă la un moment dat reușiți să câștigați primăria municipiului Târgu Jiu, viziunea noastră în privința unui proiect pentru o echipă sportivă ar fi acesta. Exact ceea ce se întâmplă astăzi la Clubul Sportiv Municipal este pus în operă după discuțiile pe care le-am avut cu Dani Dieș. Inclusiv inițierea acestui proiect s-a făcut pe baza unor documente pe care le-au pregătit împreună și pe care mi le-au adus la primăria municipiului Târgu Jiu. Ulterior au și susținut acest proiect, devenind și membri ai echipei Clubului Sportiv Municipal. Cred că unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le-am putut dezvolta în ultimii 3 ani de zile, cu rezultate spectaculoase, pentru că activitatea Clubului Sportiv Municipal, după foarte multe blocaje în Consiliul Local, a început în 2019, în luna martie 2019. Din luna martie 2019, adică de aproximativ un an, am reușit, pe de o parte, să avem o echipă de basket în Liga Națională, am reușit să construim o echipă de handbal, care sigur în acest an va promova în Liga Florilor, tot în Liga Națională la handbal feminin, dar mai mult decât atât, am reușit să angrenăm 200 de copii din Târgu Jiu, care astăzi fac parte din acea familie a Clubului Sportiv Municipal. Și continuăm să aducem la Clubul Sportiv Municipal copii care vor să facă mișcare sportivă. Nu ne așteptăm ca din cei 200 de copii care astăzi fac parte din aceste echipe de junior la Târgu Jiu, toți să ajungă sportivi de performanță. Dar contează foarte mult să îi antrenăm, să găsim soluția ca la un moment dat să depășească faza calculatorului, faza telefonului și să poată să desfășoare mișcare în condiții extraordinare. Bazele sportive de la școli, ca o paranteză, sunt deschise? Cum pot fi? În perioada aceasta nu sunt deschise. E adevărat că nu am luat măsuri cu cei care doreau să intre pe baza sportivă și să facă mișcare nu organizată, ci individual, așa cum am procedat și la stadionul din Târgu Jiu, însă nu determinat de vreo hotărâre de Consiliul Local, ci tocmai de actele normative în vigoare, bazele sportive din incinta școlilor, cel puțin pe moment, sunt închise. Dar sunt sigur că în fiecare cartier din municipiul Târgu Jiu, cei care ajung și acolo unde găsesc bazele sportive deschise, pot să facă mișcare fără niciun fel de probleme, v-am spus, individual, nu sporturi de echipă, pentru că vedem exact prin ce perioadă dificilă trecem și eu personal nu mi-aș putea asuma un astfel de risc. Dar au toți tinerii din municipiul Târgu Jiu, mai ales elevii în unitățile de învățământ, au condiții optime. 70% din bazele sportive din municipiul Târgu Jiu astăzi sunt reabilitate cu suprafață sintetică. Că vorbim de terenuri de basket, că vorbim de terenuri de fotbal, că vorbim de terenuri de volei, sunt foarte multe. Cred că dacă mă gândesc bine, cu tot ceea ce am realizat și în acest an, avem 22 de terenuri pe covor sintetic, e adevărat, în incinta unităților de învățământ, pentru că acolo, pe de o parte, se pot desfășura orele de sport pentru fiecare școală în parte, iar în weekend și în vacanță, așa cum am și dispus directorul de unități de învățământ, toți cetățenii din zona respectivă pot desfășura activitate sportivă. Bănuiesc că după începerea școlii vor fi folosite terenurile. Vom vedea exact care sunt reglementările pentru folosirea bazelor sportive și care sunt condițiile, pentru că, după cum vedeți, inclusiv activitatea organizată sportivă se desfășoară sub anumite condiționări impuse de ministerele de resort. Ați văzut că se desfășoară și meciuri oficiale de fotbal, sunt sigur că sunt și meciuri neoficiale, amicale de handbal sau de basket, însă trebuie respectate reglementările în vigoare de la nivel național. Nu stabilim noi pe plan local. Decizia vine de la centru, de la acel comitet pentru situații de urgență de la nivel național și noi nu facem altceva decât să punem în aplicare hotărârile care se iau la nivel național. Da, mai sunt două, trei nume. Este un alt nume extrem de important, Claudiu Fiu,
Așa cum am spus întotdeauna, Claudiu este un om extrem de implicat și nu de acum. Claudiu este un om implicat, cred că, de foarte mulți ani în tot ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu. Este și reprezentantul Asociației Pescarilor din Târgu Jiu. Acolo există o asociație a pescarilor și vânătorilor. Dânsul este reprezentantul pescarilor în acea asociație, are și o calitate de vicepreședinte ca reprezentant al acestei asociații. Și pe Claudiu îl respect în mod deosebit, deși nu mi-a fost foarte ușor, îl respect pentru că de fiecare dată a identificat probleme, de cele mai multe ori legate de mediu, de pe raza municipiului Târgu Jiu, și mi le-a trimis în timp real. După discuțiile pe care le-am avut anterior și după foarte multe probleme pe care le-am rezolvat împreună, i-am făcut o propunere pe care n-a acceptat-o de la început, pentru că cred că și-ar fi dorit la un moment dat să fie ca un avertizor public pentru toate autoritățile publice locale. În momentul în care intri în rândurile unei formațiuni politice, cumva cetățeanul lucrurile nu le mai privește cu atâta deschidere. A, el este reprezentantul PNL-ului sau este reprezentantul lui Marcel Romanescu. De-aia am spus, cum le-am spus tuturor celor care sunt astăzi pe listă, mai ales celor care nu sunt din interiorul Partidului Național Liberal, că vor avea deschidere totală din partea mea pentru toate problemele cu care vor veni și problemele pe care le sesizează cetățenii din municipiul Târgu Jiu. Claudiu, v-am spus, este un avertizor public pentru toate autoritățile publice locale sau naționale și exact cum s-a procedat la București la un moment dat cu o parte din cei care, chiar și cu Nicușor Dan, știți foarte bine, care la început doar punea pe tapet anumite probleme pe care autoritățile trebuiau să le rezolve, în același mod am procedat și cu Claudiu. Am spus, Claudiu, cred că din punctul meu de vedere și din punctul tău de vedere ar fi mult mai bine dacă ai fi implicat în mod direct în această activitate, pentru că acea calitate de consilier pe care ți-o oferă cetățeanul îți dă mult mai multă greutate. Poți să vii în fața autorității publice locale, poți să vii în fața primarului și a direcțiilor de specialitate, să ridici problemele și să găsești soluții, pentru că de cele mai multe ori probleme sunt foarte multe și fiecare cetățean vine cu problemele către autoritatea publică locală, dar e foarte bine ca din calitatea ta de consilier să vii nu numai cu problema pe care ai constatat-o sau pe care ai preluat-o de la cetățean, să vii și cu soluția în vederea rezolvării acestei probleme. Din mediul privat, la fel, implicat în 2017, fără ca să fie membru al Partidului Național Liberal, Gabriela Stoichițoiu, este un om care a reușit în viață pe propriile forțe. Un om care a lucrat în învățământ, un inginer de excepție și care acum 20 de ani s-a gândit că ar avea o șansă dacă ar lucra în sistemul privat. A părăsit sistemul de învățământ după 7 sau 8 ani de activitate și a intrat în mediul privat, într-o companie multinațională, unde știți foarte bine că rezultatele nu vin de pe o zi pe alta. Mai mult decât atât, cei dintr-o companie națională nu te promovează după înălțime, după culoarea ochilor sau neapărat după calitățile fizice, ci în funcție de rezultatele pe care le obții de pe primele poziții pe care le ocupi. Dânsa, în momentul de față, ocupă o funcție de director într-o companie națională de la nivelul județului Gorj și are în structura dânsei o mulțime de angajați care astăzi așteaptă comandă de acolo de unde trebuie să vină, adică de la dânsa. Îmi trebuiau oameni cu putere de decizie, îmi trebuiau oameni care să poată alături de mine să, cum să vă spun, să fie tranșanți și să-mi spună în față, domnul primar, consider că este foarte bine să mergem în direcția asta, da? E un om care, v-am spus, a reușit în mediul privat, care se bucură de o familie extraordinară. Soțul dânsei lucrează în complexul energetic Coltenia și din tot ceea ce știu eu, domnul Stoichițoiu este un inginer extrem de performant, extrem de apreciat de către colegii din complexul energetic Coltenia, om pe care l-am adus alături de noi și sunt sigur că va performa. După cum v-am și spus, această listă în acest moment este formată din oameni cu experiență politică,
și aici mă refer în primul rând la Bogdan Bejinaru și parțial la doamna Vulpe, dar și oameni care n-au făcut niciodată politică în cadrul unei formațiuni politice. Și aici vorbesc de domnul Nodea, vorbesc de Dan Ilieș, vorbesc de Claudiu Fiu, vorbesc de Gabriela Stoichițoiu, oameni care au venit și care sigur vor aduce un plus de valoare echipei pe care am format-o. Pe locul 10, pentru că aici vorbim de un inginer destul de cunoscut în municipiul Târgu Jiu, David Emilian. Este un inginer care a lucrat în electrica o perioadă de timp. În momentul de față lucrează la Autoritatea Română și un om care, cum să vă spun, s-a dedicat pe de o parte meseriei, având respectul asigurat de la mai mulți cetățeni de la nivelul județului Gorj. Am văzut cât de multe apreciere am primit de la cetățeni care astăzi domiciliază în Polovragi sau în Baia de Fier, pentru că activitatea dânsului, activitatea ultimilor 20 de ani, l-au făcut să fie extrem de plăcut de oamenii cu care a interacționat. Și asta mă interesează în mod deosebit. Ca propunerea pe listă, David Emilian este unul dintre vechii militanți ai Partidului Național Liberal, nu este din cei care au venit în echipa noastră și l-au acceptat cu mare drag. Prima propunere pentru dânsul a fost un loc în primii 15, ulterior, retregându-se unul dintre colegii noștri care era în primele 10 locuri, domnul inginer David a acceptat acea poziție, din punctul meu de vedere, eligibilă pentru Partidul Național Liberal și cred că va fi un consilier local de foarte, foarte bună calitate. Urmărind această listă, vă dați seama că avem profesii diferite, suntem economiști, ingineri, până la urmă profesori. Pe mine mă surprinde lipsa unui medic, unui cadru medical. Pentru că în acest moment, pe înțelegerile pe care le-am avut cu organizația județeană, ținând cont de faptul că spitalele județene, spitalele din Târgu Jiu sunt în subordinea Consiliului Județean și o să vă este spun adevărat, imediat. Dar o să vă spun imediat. Aproape toți angajații lucrează sunt în Târgu Jiu, trăiesc. Nu, nu. Ascultați-mă. Astăzi pe locul 2 pe lista de Consiliul Județean a Partidului Național Liberal este domnul Claudiu Soare. Este un reprezentant al sistemului medical, mai mult decât atât. Consilierul meu personal, chiar dacă nu se află pe această listă, omul cu care mă consult pe probleme de sănătate este domnul Florin Mergea. Cred că doar pronunțând acest nume spun foarte multe lucruri despre ceea ce înseamnă activitatea în sănătate și despre modul în care ar trebui să se dezvolte acest sistem în perioada imediat următoare. Avem un telefon, îmi spun colegii, înainte de a încheia cu această prezentare. Bună seara, sunteți în direct. A închis sau s-a întrerupt. Pe listă sunt și medici. Din ce mi-aduc aminte în acest moment, nu cred că am medici pe listă. Sunteți mulțumit? Se putea mai bine? Orice listă poate fi îmbunătățită, puteam să aduc și alte persoane pe lista Partidului Național Liberal. Am avut mai multe discuții în această perioadă, v-am spus, în primii 5 trebuia să fie și domnul Florin Mergea. Din păcate, o problemă de sănătate a dânsului personală l-a determinat ca să se retragă de pe această listă de consilieri. Am avut o discuție, cred că cu 2 săptămâni înainte de a finaliza lista și mi-a spus foarte clar, domnul primar, voi fi alături de dumneavoastră și alături de echipă, indiferent ce s-ar întâmpla. Mi l-a propus la un moment dat pe domnul Claudiu Soare să-l preiau în echipa de la municipiu, însă am aflat ulterior că deja domnul Claudiu Soare era propunerea Partidului Național Liberal pe unul din primele două poziții pe lista de Consiliu Județean. Și atunci am considerat că este mult mai bine ca domnul Soare să rămână în acea echipă de la județ. Dar v-am spus, mizez în continuare pe experiența și pe expertiza domnului Florin Mergea, cu care mă întâlnesc cel puțin o dată la 2 săptămâni pentru a discuta problemele punctuale care apar la nivelul municipiului Târgu Jiu. Știu că în proiectul candidatului la Consiliul Județean apare și acel spital județean nou. Da, este un spital. Candidatul nostru la Consiliul Județean, Iulian Popescu, este un om care știe foarte bine cum să acceseze fonduri europene. Nu că noi cei de la primăria municipiului Târgu Jiu n-am fi făcut-o
cu rezultate deosebite. Trebuie să vă aduc aminte și să aduc aminte tuturor celor care ne urmăresc că în Oltenia suntem astăzi într-o poziție extrem de favorabilă. Am avut alocate, domnul Măruță, pe exercițiu financiar 2014-2020 60 de milioane de euro. Astăzi ne putem bucura de o alocare suplimentară de încă 10 milioane de euro, pentru că după proiectele pe care le-am depus pentru acea finanțare de 60 de milioane de euro, am avut și două proiecte în rezervă. Pe resturile neconsumate la nivelul Olteniei, pentru că vorbim de regiunea Olteniei, după depunerea proiectelor și după aprobarea acelor proiecte, am mai primit suplimentar 10 milioane de euro la nivelul municipiului Târgu Jiu. Deci astăzi municipiul Târgu Jiu are contractate pentru perioada următorilor 3 ani de zile 70 de milioane de euro. Mai mult decât atât, acum două săptămâni am fost ca reprezentant al Olteniei la negocierile și la discuțiile destul de dure pe care le-am avut cu domnul ministru al dezvoltării în privința repartiției fondurilor pentru viitoarea perioadă de finanțare europeană 2020-2027. Am susținut, pentru că de aceea sunt și reprezentantul municipiilor mici din Oltenia, mă refer la Slatina, Târgu Jiu, Severin și Vâlcea, am susținut punctul de vedere al municipiilor de mici dimensiuni. Craiova este singurul municipiu care astăzi depășește 300.000 de locuitori și am putut obține o împărțire corectă din punctul nostru de vedere. Până la exercițiul trecut, împărțirea se făcea în funcție de numărul de locuitori și întotdeauna eram dezavantajați, pentru că la nivelul Olteniei, gândiți-vă că Craiova avea număr de populație cât avem toate celelalte municipii din Oltenia. Și de fiecare dată Craiova primea jumătate din finanțare, iar noi, celelalte patru municipii, primeam cealaltă jumătate. De data aceasta s-a mers pe un alt gen de formulă, 35% repartizați direct către autoritatea publică locală în sume de același nivel și 65% repartizați în funcție de numărul populației. Și în felul acesta, de la 60 de milioane de euro cât am avut repartizați 2014-2020, astăzi, și vă spun pe date concrete pentru că deja a fost publicată repartiția la nivelul Olteniei, municipiul Târgu Jiu are 115 milioane de euro pregătiți pentru finanțarea proiectelor în perioada 2020-2027, adică de două ori suma pe care am avut-o repartizată în perioada anterioară. Ceea ce e un lucru extraordinar, pentru că ne bucurăm și de bugetele locale, care niciodată nu sunt suficiente. Gândiți-vă că bugetul municipiului Târgu Jiu pentru investiții este undeva evaluat la 5 milioane de euro. Deci pentru o perioadă de 4 ani de zile putem să beneficiem de maxim 20-25 de milioane de euro, în funcție de perioadele din ciclul acesta de 4 ani de zile. Însă din fonduri europene, în următorii 7 ani de zile vom beneficia de 115 milioane. Aici rămâne doar responsabilitatea noastră ca în cele 115 milioane de euro care ne-au fost alocate să putem depune proiecte care să poată să fie susținute. Avem un aport de capital în următorii 3 ani de zile de 70 de milioane de euro care vor ajunge la Târgu Jiu, vorbesc de contracte semnate, nu vorbesc de poze, nu spun așa vor arăta. Nu, aceste contracte deja sunt semnate la nivelul municipiului Târgu Jiu, iar de acum, din acest an, după ce deja s-a repartizat această sumă, trebuie să pregătim toate proiectele necesare pentru exercițiul financiar următor, ca în 2021-2022 să avem contractate toate aceste proiecte în valoare de 115 milioane de euro. Ați auzit ideile astea, cele la PSD spun mereu, nu i-a preluat din proiectele vechi și le promovează. Eu vă dau un singur exemplu și cred că este destul proiectele de... Proiectele noastre, cum ar veni ale pe... Vă dau un singur exemplu. E adevărat, eu era o strategie aprobată în 2014, nu eram primarul municipiului Târgu Jiu. Dar mi-aduc aminte că trebuia să depun acel proiect de 24 de milioane de euro pentru reabilitarea transportului în comun, cu cele 15 noi mijloace de transport, cu extinderea rețelei de transport în municipiul Târgu Jiu cu încă un kilometru,
cu reabilitarea în totalitate a bazei de la Transloc, cu tot ceea ce este acolo, cu stații de încărcare, și am constatat, domnul Măruță, pe un proiect pe care și l-a sumat, e adevărat, vechea echipă de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, că nu aveam străzile. Am constatat dintr-o dată că străzile pe care eu trebuia să mă duc să le depun la Ministerul Dezvoltării nu aparțineau domeniului public, deși de 20 de ani pe acele străzi circulau mijloace de transport. Nu puteam să-mi asum la vremea respectivă semnarea documentelor pentru depunerea proiectului decât în condițiile în care străzile le treceam din regimul juridic în care se aflau, adică din domeniul privat. Străzile din Târgu Jiu aparțineau unui om de afaceri. O parte din străzi, nu toate străzile din Târgu Jiu. Vorbesc de străzile din zona Ciocârlău, de la compania Artego până la podul de la Turcinești. Și vă dați seama că a trebuit pe repede înainte, pentru că erau anumite termene până la care trebuia să depun proiectul, nu să-l semnez. Să găsim tot felul de artificii legale, în așa fel încât omul de afaceri de care vă spuneam, persoana juridică de care vă spuneam, să accepte la un moment dat un schimb, să ne dea străzile înapoi, să preluăm străzile în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, iar dânsul, în schimbul acestor străzi, pentru că până la urmă discutăm de oameni de afaceri care nu-ți donează patrimoniul pe care l-au la dispoziție, să-i oferim în schimb, prin hotărâre de Consiliu Local, așa cum am și procedat, un alt teren echivalent într-o altă zonă. Ce s-ar fi întâmplat? Și acum puneți-vă în situația mea ca primar. Ce s-ar fi întâmplat dacă persoana respectivă, de bună credință în această situație, venea și spunea: nu vreau, domnule, este strada mea, este cadastrată în momentul de față în domeniul privat al meu, ca societate comercială, nu sunt de acord să vă transfer dreptul de proprietate pe strada respectivă. Deci, astăzi, proiectul de 24 de milioane de euro contractat de Primăria Municipiului Târgu Jiu, în primul rând că nu putea fi depus, deși și l-asumase vechea administrație, mai mult decât atât, nu putea fi contractat, domnul Măruță. Pentru că problema cea mai mare nu este să depui proiecte. Problema cea mai mare este ca ele să devină eligibile. Pentru că de la momentul depunerii proiectului, și ăsta este unul dintre proiectele depus pe mandatul meu, vorbim de 24 de milioane de euro, proiect depus pe perioada mandatului meu, care am a primit înțeles finanțarea anul acesta. Sigur, nu trebuie, da, să ajungă la situația cu străzile în domeniul privat. Am aflat și noi cu stupoare. Și noi am aflat cu stupoare că străzile din Târgu Jiu, și sunt sigur că mai sunt și alte străzi, se află astăzi și la un moment dat cineva ar putea să pună un gard pe jumătate de stradă care aparține și să spună pe traseul transportului public. Pe transportului public. Proiectul acela de 20, că vreau să fac câteva trimiteri la ceea ce spune ce spun reprezentanții Partidului Social Democrat. Acel proiect de 12 milioane de euro care, din păcate, la prima licitație, cum să vă spun, a fost anulat, acum s-a repus din nou pe SEAP licitația pentru cele 20 de trole. Acel proiect a fost depus în vara anului 2018, recunosc, de către echipa din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, care a primit o informație de la Ministerul Fondurilor Europene că se suplimentează cu 12 milioane de euro un astfel de program depus într-o lună. Deci de la acolo nu depindeam de terasamentul de pe raza municipiului Târgu Jiu, de bulevarde sau de străzi, ci trebuia să depunem proiectul pentru finanțarea a 20 de trolee în municipiul Târgu Jiu. Într-o lună, în luna iulie 2018, lucruri care se pot și verifica, a fost depus proiect de 12 milioane de euro. Deci din două proiecte, unul de 24 de milioane de euro, care era condiționat de inventarierea în domeniul public a străzilor din municipiul Târgu Jiu, și celălalt din 2018 de 12 milioane de euro, deci de două proiecte în valoare de 36 de milioane de euro, nu poate vorbi altcineva, pentru că sunt depuse pe perioada mandatului meu și contractate tot pe perioada mandatului meu. Da, este o telespectatoare care insistă cu această idee de a readuce în atenție justificarea noastră că n-ați avut majoritate și ați fost încurcat în implementarea anumitor proiecte și acum, în următorii 4 ani, obținând o eventuală majoritate, ați putea să faceți mai multă treabă.
care este cea mai mare problemă pe care am avut-o în cei 3 ani de zile și credeți-mă că dacă am intrat în această competiție... E nemulțumită, în sensul e nemulțumită de faptul că veniți cu justificarea asta. Cu justificarea... Că n-ați avut majoritatea și păi nu, ați dar fost blocat. Credeți-mă că oriunde te duci, când spui că ai fost primar într-o localitate și ai avut 4 consilieri din 21, de cele mai multe ori colegii mei din Partidul Național Liberal, cu care mă întâlnesc primari în orașele din Ardeal, mă întreabă și încă ești în viață după 3 ani de zile în care ai avut 4 din 21 și uite că sunt în viață. Încă pot în momentul de față să-mi duc mandatul la bun sfârșit, pot să-mi depun candidatura pentru un nou mandat de primar. Dacă acei consilieri care formau opoziția priveau opoziția, cum să vă spun, în mod constructiv, să vină cu proiecte, să vină, domnule, eu sunt consilier ales de cetățenii municipiului Târgu Jiu, nu mă interesează ce face primarul. Proiectele mele pentru Târgu Jiu sunt următoarele. Eu asta mi-aș dori de la cei care au deținut 4 ani de zile fotolul de consilier, atât timp cât legea îți permite în momentul de față să depui proiect de hotărâre și ca singur inițiator. Nu trebuie să iei pe altcineva. Înainte știți foarte bine că era cu o treime din numărul de consilieri, astăzi nu. Noul cod administrativ spune foarte clar. Consilierul local poate să depună proiect de hotărâre pe ceea ce a constatat și la un moment dat pe lucrurile bune pe care vrea să le aducă în localitatea respectivă. Păi 99%, domnul Măruță, din proiectele depuse pentru Consiliul Local, pentru hotărâri de Consiliul Local, sunt inițiate de primar. Deși am avut o opoziție permanentă din rândul consilierilor, v-am spus, eu personal mi-aș fi dorit ca acei 16 consilieri care făceau opoziție permanent la activitatea mea să fi venit împreună sau separat. Să fi spus, domnul primar, nu suntem de acord, domnule, cu proiectele pe care le-ați depus dumneavoastră. Nouă ni se par, de nepus în practică, poate fără rezultate deosebite pentru cetățeni. Dar uite, noi, după ce ne-am consultat cei 16 consilieri din cei 21, considerăm că cel mai bun proiect de hotărâre ar fi următorul. Nu i-a oprit nimeni, domnul Măruță. Nici măcar cetățenii din municipiul Târgu Jiu nu pot să-l oprească pe un consilier în a depune un proiect de hotărâre. Tocmai asta este menirea unui consilier local. Pe de o parte, să participe la dezbaterile care se desfășoară în ședințele de consiliu local, pe de altă parte, să aibă drept de inițiativă. Pot iniția proiecte de hotărâre fără ca vreodată primarul municipiului Târgu Jiu să condiționeze aceste proiecte. Eu ca primar, în momentul în care se depune un proiect de hotărâre de către un consilier local, sunt obligat prin lege ca proiectul respectiv să-l depun în ședința imediat următoare. Mai mult decât atât, aparatul de specialitate din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu să poată să realizeze referatele de specialitate. Da, trebuie să luăm o pauză de publicitate, revenim cu finalul emisiunii, deși mai sunt foarte multe teme punctuale ridicate și de telespectatori și câteva pe care le-am și eu notate aici. Imediat revenim. Hidroconstrucția Argeș S.A. în parteneriat cu Asociația Euroclass Training și Asociația de Antreprenoriat Ferlena București vă propun înscrierea la concursul de planuri de afaceri pentru înființarea de întreprinderi de economie socială în cadrul proiectului Solidar pentru un viitor mai bun, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Dacă ai absolvit un curs de antreprenor în economia socială sau manager de întreprindere socială, ai domiciliul sau reședința în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, te poți înscrie la sediul de proiect în perioada 17 august-2 septembrie 2020. Finanțarea pe care o poți obține pentru planul tău de afaceri este de până la 100.000 de euro. Pentru detalii, regulament și formulare, accesează site-ul solidarpentruunviitormaibun.ro. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor din cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de pleci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. 65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego S.A. partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A., strada Ciocârlău, numărul 38, telefon 0253-226-329 sau 0253-226-444. Artego. Prețuri minime, calitate maximă.
Laboratoarele Aparege pentru tratarea apei efectuează zilnic analize fizico-chimice și microbiologice pentru apa potabilă, a apei subterane și a apei de suprafață. Laboratoarele sunt dotate cu echipamente, instalații și aparatură de specialitate care asigură calitatea analizelor efectuate. Prelevarea probelor de apă și determinările de laborator respectă prevederile standardelor naționale și internaționale. Prelevarea apei de analiză pentru municipiul Târgu Jiu se face de la două surse, Șușița Verde și Runcu. Aici, operatorul are amplasat strategic câte un robinet de unde se efectuează recoltarea apei pentru analize. Recoltarea se realizează de personal calificat și se face în flacoane de sticlă sterilizate, după ce apa a fost lăsată să curgă cel puțin 3 minute la debit maxim. Flacoanele cu probe sunt transportate în laborator pentru a se efectua seturi de analize. Dintre cele mai importante fac parte determinarea turbidității, determinarea concentrației de amoniu și titrarea apei. În cadrul laboratoarelor se efectuează și analize bacteriologice care stabilesc nivelul și tipul de bacterii din sursele de apă. Consumația apei de la robinet este monitorizată zilnic, alege să fii sănătos! Minprest Serve S.A. Rovinari, unitate autorizată de instituțiile abilitate ale statului, efectuează servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile publice și private din județul Gorj. Cu experiență de peste 15 ani în domeniu, societatea Minprest Serve S.A. utilizează produse biocide avizate de Ministerul Sănătății, dezinfectanți care elimină microbii, dar care nu dăunează mediului înconjurător și sănătății umane. Relații și comenzi la numărul de telefon 0730 088 189 sau la sediul Minprest Serve S.A. din localitatea Vârsi, numărul 263, oraș Rovinari. Minprest Serve S.A., partenerul tău de încredere în lupta cu virusii, microbii, insectele și dăunătorii. Universitatea de stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice. Perioada de înscriere 6-23 iulie 2020. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii, numărul 1, sau la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. La Patiseria Aida toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești, prăjituri gustoase, proaspete cu frișcă naturală la Patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la Patiseria Aida din Târgu Jiu, Bulevardul Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, patiserie cu multă pasiune.
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 400 euro pe an, masterat 450 de euro pe an, specializarea de licență în psihologie 500 euro pe an, iar masteratul 600 euro pe an, specializările la masterat în științe sociale 500 euro pe an. ULIM înscrie prin selecție de dosare la studii de licență și masterat la facultăți acreditate, cursuri frecvență redusă în sesiunea de vară între 1 iunie 15 august și sesiunea de toamnă între 20 august în 1 octombrie. ULIM are cele mai diversificate specializări și vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență, facultate, științe sociale și ale educației, relații internaționale, științe politice și jurnalism, drept, informatică, inginerie și design, științe economice. Nivelul 2, studii masterat, științe sociale și ale educației, informatică, inginerie și design, drept, științe economice, relații internaționale, științe politice și jurnalism. Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM, în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Iată, am revenit la emisiunea Dilemele Zilei. Această seară suntem de vorbă cu primarul municipiului Târgu Jiu. Foarte mulți cetățeni ne urmăresc, sunt interesați de problemele orașului, probleme punctuale de la zonă la zonă, de la cartier la cartier. Sunt și ceilalți candidați care vor ajunge până la urmă acum în zilele următoare sau în campanie aici la emisiune. Vom vedea ce soluții propune. Multe discuții aici sunt oamenii interesați de situația parcărilor de pe raza municipiului Târgu Jiu, parcările inclusiv a parcărilor de reședință. Domnul Măruță, care încet prin contur anumite proiecte, e adevărat, acolo unde avem teren disponibil, când vom avea și bani, nu cum am avut în perioada trecută pe guvernarea PSD-ului, eu sper ca să am un guvern, să am parte de un guvern 4 ani de zile al Partidului Național Liberal. Vedem în 2 săptămâni ce se întâmplă. Da. Sunt sigur că lucrurile se pot dezvolta. Mai mult decât atât, e un mare, mare avantaj. Pe această axă de finanțare, pe această perioadă de finanțare 2020-2027, prioritatea are infrastructura. Aici însemnând bulevarde, străzi, străduțe, parcări. Ceea ce n-am prins. Ceea ce n-am prins pentru piața centrală? Pentru o parcare etajată? Dar cum să nu? Este și depus în momentul de față pentru lista sinteză la Compania Națională de Investiții. Cea de la Super 2000 sau toată parcarea? Nu, cea de la Super 2000. Eu sunt un om corect. Proiectul pe care l-am avut prima dată de 200 de miliarde, aproximativ 4 milioane de euro, l-am avut depus la Compania Națională de Investiții, însă nu a intrat pe lista sinteză. L-am redepus în momentul de față la aceeași valoare. Pe guvernarea trecută am încercat la un moment dat să-l diminuăm ca valoare, mergând pe ideea că măcar putem primi 100 de miliarde. Investiții de acest gen nu se pot face din bugetul local. Este aproape imposibil să poți plăti un proiect de pe 4 milioane de euro pentru o parcare în municipiul Târgu Jiu, pentru că sunt probleme foarte multe. Din câte țin eu minte, acel proiect includea inclusiv spații comerciale. Nu putem face o parcare. Domnul Măruță, da, includea și spații comerciale. Includea și spații comerciale în acel proiect. Dar la momentul acesta mi-aș dori să găsesc un partener din mediul privat cu care să mă pot asocia și care să spună în felul următor: domnule, spațiile de la parter îmi rămân mie ca societate comercială,
parcarea, etajul 1, 2 și 3, pentru că dacă parterul rămâne ca spații comerciale, o să rămână să-l administreze primăria municipiului Târgu Jiu. Dar politica de parcare a municipiului Târgu Jiu se va modifica aproape în totalitate după preluarea mandatului și după ce voi avea un nou mandat de primar. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru. Astăzi, la nivelul municipiului Târgu Jiu, avem 45.000 de mașini înmatriculate și, indiferent de ce eforturi am face, avem doar 14.000 de locuri de parcare. Deci este o problemă foarte, foarte mare și plecăm în primul rând de la o constatare statistică pe care ne-o furnizează instituțiile abilitate. Trebuie să găsim soluții. Joi sunt la discuții cu președintele companiei hidroelectrică la București. Deja am discutat cu domnul director general de la Severin, care se ocupă și care coordonează activitatea de la nivelul Olteniei, și cu domnul Grecu, cel care coordonează activitatea de la Târgu Jiu, căruia trebuie să-i și mulțumesc pentru că ne-a susținut în acest demers. Avem o parcare în zona podului de la Kaufland, pe malul Jiului, pe malul drept al Jiului, cum mergem spre Kaufland, mă refer între centura municipiului Târgu Jiu și râul Jiu. Este o parcare de 40.000 de metri pătrați, de 4 hectare în acea zonă, care poate fi amenajată ca parcare pentru cetățenii care dețin prima, a doua mașină, a treia mașină sau a patra mașină și care nu folosesc acel autoturism pe o anumită perioadă de timp. Am discutat deja la porțile de fier. Proiectul este finalizat, este transmis la cei care coordonează activitatea hidroelectrică pe Oltenia și joi dimineață, vă spun și ora, la ora 9, sunt în biroul domnului director Bada de la președintele companiei hidroelectrică pentru a obține acel teren în vederea obține, nu a transferului terenului, ci pentru a ne putea pune la dispoziție acel teren pentru amenajarea unei parcări de, cred că sunt, e vorba de 800 de locuri în acea zonă. Trebuie realizată parcarea și v-am spus pentru ce. Sunt astăzi în cartierele din municipiul Târgu Jiu cetățeni care au 3 sau 4 autoturisme. Fiecare membru al familiei. Asta spune și un cetățean în zona Hotel Gorj, pentru că mereu găsește loc ocupat. Și eu sunt în aceea situație, pentru că și eu stau tot în zona Hotelului Gorj. Deși plătește parcare de reședință. În zona Hotelului Gorj nu există, acolo încă nu există repartizate, nu sunt repartizate parcările. Dar asta vreau să vă spun, domnul Măruță, dacă dumneavoastră plecați în concediu și știți foarte bine că în concediu folosiți doar un singur autoturism, dumneavoastră cu fetița și cu soția dumneavoastră, în condițiile în care aveți încă 2 sau 3 mașini, da, pe care le dețineți dumneavoastră, nu vi s-ar părea normal ca la un moment dat autoturismul respectiv, pe care nu îl veți folosi o perioadă, să-l puteți duce în condiții de siguranță? Acolo creăm o parcare de 800 de locuri cu camere, cu monitorizare, cu o zonă de cum să vă spun, de agrement, cu trotuare pe malul Jiului. Deci investiția se poate face pe banii municipiului Târgu Jiu, mai ales că nu vorbim de o construcție la nivel înalt, vorbim de amenajarea acelei suprafețe de teren. Toți cetățenii din Târgu Jiu știu la ce teren mă refer. Da. Asta a fost și discuția pe care am avut-o cu reprezentanții hidroelectrică. Dom'le, nu folosiți acel teren decât cel mult pentru pășunat, pentru cei care dețin oi în Târgu Jiu și care se duc la pășunat în acea zonă. Dați-ne posibilitatea să amenajăm o mega parcare în acea zonă, care să o putem pune la dispoziția cetățenilor din municipiul Târgu Jiu gratuit. Trebuie să găsim astfel de soluții. Trebuie să găsim soluții în așa fel încât să-i determinăm pe cetățenii din Târgu Jiu să înțeleagă. Dom'le, ai un loc de parcare, îți pot asigura în mare parte în municipiul Târgu Jiu un loc de parcare pentru fiecare familie. Cred că sunt și vreo 200 da? de rable abandonate prin parcă. Și acelea trebuie la fel. Cu mașina de ridicat pe care trebuie să o achiziționăm în perioada imediat următoare, trebuie ridicate, dar înainte de a ridica o mașină de pe bulevardele din municipiul Târgu Jiu, trebuie să le oferim soluții. Eu inclusiv, cred că sunt peste 300 de mașini astăzi abandonate în municipiul Târgu Jiu. Trebuie să le duc undeva, iar cetățeanul trebuie să plătească pentru mașina pe care și-a abandonat-o pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu. Trebuie să plătească. Eu nu vorbesc acum de locurile rezervate. În continuare. Nu. Eu nu vorbesc de locurile rezervate, pentru că în condițiile în care ți-ai rezervat, ai semnat un contract pentru un loc de parcare, e dreptul tău să ții mașina acolo și 10 ani. Atâta timp cât plătești asta spune și taxa de parcare. Parcările astea de reședință nu pot fi îmbunătățite puțin la nivelul regulamentului? Se pot îmbunătăți. Să mai punem camere,
Nu e vorba aici neapărat de bariere, camere. O ceva, nu știu. În cartierele din municipiul Târgu Jiu nu se pot pune bariere. Pentru că sunt considerate străzile care înconjoară blocurile din cartierele din Târgu Jiu sunt considerate domeniu public. Și vă dau un exemplu. De foarte multe ori am făcut solicitare la Poliția Națională pentru a pune anumite restricții în anumite zone. Gândiți-vă la un lucru sau pune barieră. Gândiți-vă că ai nevoie la ora 2 dimineața sau la 3 dimineața de ambulanță sau de pompieri, da? Nu, cine stă la ora respectivă să deschidă bariera în cartierul în care locuiești? Lucrul acesta mi se întâmplă în propriul meu cartier, în propriul cartier unde domiciliez la Hotel Gorj. Cetățenii de acolo îmi spun, domnule, haideți să punem o restricționare a intrării în parcările de acolo și în felul acesta, măcar noi locatarii să avem locuri de parcare. Sigur că problema asta, parcările de reședință cu locurile ocupate de altcineva, care nici măcar nu-și lasă numărul. Nu, dar poliția locală poate să intervină și intervine de fiecare dată atunci când este sesizată. Dar ar fi mult mai rapid rezolvată dacă ar exista un serviciu de ridicări auto. Așa vom proceda, domnule Măruță. Atunci, în câteva minute, se va elibera locul. După cum vedeți, și vor intra și construim bani în parcări. Locul. Avem o parcare de 220 de locuri, e adevărat, în zona Confecția, pe care o parte din acea parcare putem să o repartizăm pentru ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru mașinile ridicate pe care le ducem pentru o perioadă de timp, pentru că în momentul în care vei pune o amendă de 5 milioane pe zi pentru mașina pe care ți-am ridicat-o și ți-am dus-o în parcare, s-ar putea să te gândești de 100 de ori în momentul în care lași mașina pe locul unui cetățean care are repartiția făcută acolo și are contractul, sau dacă lași pe o stradă și uiți de ea că uită pe strada respectivă. Avem telefon, vă întrerup. Bună seara, să țin direct. Alo. Bună seara. Să trăiți. Să trăiți. Domnul Manescu. Da. Să trăiți, domnul primar. Eu v-am votat și vă votez în continuare. Am și o rugămiță la dumneavoastră. Da, noi vă ascultăm, să știți, dumneavoastră, nu auziți pentru că dați prea tare la televizor. Închideți televizorul, vorbim în telefon. Bun, mulțumesc. Mă rog, dați mai încenu să-l închideți. Așa, gata, închisei. Trebuia să-i dați mai încenu să-l închideți, mă rog, da. Gata, e în regulă, ne urmăriți după ce vorbim. Așa, domnul primar, am și o rugămiță la dumneavoastră. Am și poză cu dumneavoastră, am tot, așa, dar vreau să mă ajută și pe mine problema. Spuneți-mi. Alo? Spuneți-mi, vă ascult. Vreau să mă ajută și pe mine. Uite, eu am unde de demanu, unde s-a făcut de demanu. E pe pământul meu și eu nu am primit niciun... Dar la de deman vorbește de o zonă, de un teren. Aveți teren acolo și ce s-a întâmplat? Da, păi s-a făcut consumție pe el și eu n-am la nimic și aș vrea să îmi dați și mie măcar undeva în Târgu Jiu, aici, în oraș, o bucată de pământ. Eu am 3.000 de metri acolo. Ați avut, înseamnă că dacă nu l-ați recuperat, l-ați avut acolo și în momentul de față nu se mai poate reconstitui pe vechiul amplasament. Da, dar să mi se dea și mie undeva. În fiecare, vă aștept mâine dimineață la ora 9:30 în sala de consiliu, pentru că acolo țin audiențele, vă aștept cu toate documentele pe care le aveți la dispoziție ca să putem să discutăm împreună cu juriștii din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Da, păi am vorbit și la juriștii, la băieții aia de unde dă, s-a zis așa, naioane, îți dau în pământ în... Adică îmi dă în aeroport, în preajma, nu vreau așa, vreau și eu un oraș aici. Domnul meu, în momentul de față, la nivelul municipiului Târgu Jiu există o rezervă. Colegii mei de la Serviciu Agricol vă pot face o ofertă în funcție de rezerva pe care o mai avem la dispoziție pe raza municipiului Târgu Jiu. De aia pe raza mata. V-am spus mâine dimineață la 9:30, vă aștept la instituție, la primărie, pentru a putea discuta, dar să aveți la dumneavoastră toate documentele care atestă faptul că ați avut acel teren. Cu actul de proprietate. Exact, cu toate documentele pe care le aveți dumneavoastră la dispoziție. Da, bun. Păi, bun, vă mulțumesc. O seară bună, sănătate. Într-adevăr, multe probleme. Parcarea de la stadion. Multe. Ce se întâmplă cu parcarea la stadion?
Parcarea la stadion în momentul acesta este cu acces gratuit. Am considerat că pe această perioadă a pandemiei, până în momentul în care vom scoate la licitație spațiile comerciale, putem să lăsăm cu regim de gratuitate parcarea de acolo. E adevărat că în ultima perioadă am făcut o comandă la firma care a amplasat sistemul de ticketing de la parcare să vină cu o îmbunătățire. Nu funcționa perfect acest sistem de taxare, dar urmează ca în perioada imediat următoare să găsim cele mai bune soluții, în așa fel încât și din parcarea de la stadion, așa cum procedăm în parcarea de la Rodna și la Super 2000, să putem să taxăm conform hotărârilor de Consiliul Local. Da, cineva întreabă de locurile de parcare pentru turiști și spune exact despre strada Alexandru Vlahuță. Nu, sunt disperați, sunt zone întregi folosite de cetățenii. Domnul Măruță, trebuie să înțeleagă, e adevărat că cred că la toaletă publică. Intră în spatele blocului, la sălile de jocuri de noroc. Din alte zone. În acest moment, pariuri sportive. În acest moment există o parcare de 125 de locuri la stadion. Cred că în perioada imediat următoare, după discuția pe care am avut-o cu domnul director de la Direcția de Patrimoniu, trebuie să semnalizăm faptul că avem o parcare la stadion care poate fi folosită și de către turiștii care ajung să viziteze operele brâncușiene. Cu timpul trebuie să înțelegem că inclusiv acea bandă care este astăzi ocupată, mai ales în zilele de sărbătoare, trebuie lăsată deschisă. Iar mașinile turiștilor care ajung în această zonă pot fi parcate în parcarea subterană de la stadion și parcarea de la suprafață de la stadion. Eu am înțeles măsura care a fost luată de administrația trecută, știi? De modul în care au gestionat această situație. Dar astăzi avem 125 de locuri și mai ales că marea majoritate a turiștilor ajunge exact în perioadele de sâmbătă, duminică sau sărbătorile legale. Și de aceea se poate folosi la capacitate maximă parcarea de la subsolul stadionului. Da, într-adevăr, probleme mari cu parcările. Ce se întâmplă cu acele pasaje? Mai sunt de actualitate? Sunt depuse deja și vreau să vă dau o veste foarte bună. Pasajele realizate cu proiecte, pentru că sunt deja realizate și proiectele, sunt depuse pentru aceste axe de finanțare. Sunt extrem de costisitoare. N-am avut posibilitatea să le putem depune pe vechea axă de finanțare, pentru că erau alte tipuri de proiecte pe care puteam să le depunem în acel moment și foarte bine gândite. Gândiți-vă la un lucru. Axa principală sau banii, suma cea mai mare am obținut-o pe transportul în comun. 45 din cele 70 de milioane de euro la Târgu Jiu ajung pe transport în comun, pe crearea unor condiții foarte bune pentru transportul în comun. De data aceasta, domnul ministru Boloș a reușit ca pe una dintre axele de finanțare să poată fi cuprinse străzile, modernizarea tuturor străzilor din orașele din România, pasajele subterane, și aici vorbim de cele trei pasaje, Piața Mare, Parângu și Tudor Vladimirescu, și parcări supraetajate. Deci în acea sumă de 116 milioane alocată pentru municipiul Târgu Jiu vor fi prinse, noi deja am trimis la Ministerul de Fondurile Europene, am trimis aceste proiecte. Sunt prinse toate aceste proiecte cu evaluările necesare. O să le prezint în perioada de campanie electorală și o să vi le arăt. Mi-am adus aminte de ce spunea telespectatorul cu legat de turiști și de turism și accesul turiștilor în parcări. Aveți vreun plan până la urmă cu acea toaletă din Parcul Central? Da. În perioada imediat următoare, tot ceea ce înseamnă toaletă publică în municipiul Târgu Jiu cu anumite facilități. Acolo știți că este o bombă. Cu anumite facilități pe care le vom asigura centrelor de pensionari, da? Toate aceste toalete vor fi scoase la licitație cu anumite condiții impuse pentru cei care vor administra sau cel care va administra toaletele publice din municipiul Târgu Jiu. Asta înseamnă că vor fi cu plată? Vor fi cu plată pentru toată lumea, așa cum procedăm oriunde mergem în lumea asta, însă în caietul de sarcini vor avea obligația de a asigura condiții de ultimă generație. Așa va prevede caietul de sarcini. Vom încerca
să acordăm facilități. De exemplu, pentru cei care sunt în piața astăzi, pentru vânzătorii din piața centrală, anumite facilități. Pentru pensionarii care sunt în parcul central, la toalete de acolo. La parcul de la coloană mai puțin, că nu avem structuri asociative. Însă, toaletele trebuie să fie modernizate de cel care le va prelua și asta este una dintre soluțiile pe care am discutat-o și cu domnul Zaharia și cu domnul Jilăveanu. Cheltuim foarte mult, iar condițiile lasă de dorit. Ce așa, din acest bombă, punct de vedere... O bombă sanitară. Iar din acest punct de vedere este de preferat, așa cum procedăm toți când mergem în alte țări sau în alte județe, mai bine să ai o toaletă super ecologică, chiar dacă plătești o anumită sumă de bani. Da, mai avem un telefon? Alo? Da, încă un telefon. Bună seara, stați în direct. Bună seara, să trăiți domnul primar. Bună seara, am. Bună seara. Aș două întrebări pentru domnul primar. Vă rog. Dacă poate să răspundă. Deci, dacă strada de la gară și până la statuia Tudor s-a făcut prima bandă, s-a turnat de la capăt la capăt, celelalte benzi se mai fac, se mai toarnă, că dacă dânsul a trecut pe acolo și mergem cu mașina zi de zi, parcă e făcută în roata patrată, nu rotundă. Și deci, cu strada constructorilor, la fel, care merge de la baraj către Lidă. Da, că pe acolo tot strada hidrocentralei. Mai mama e strada respectivă. Strada hidrocentralei. Da, hidrocentrale, da. Pe strada hidrocentrală. Și acolo dacă se toarnă covor asfaltic continuu sau tot la fel pe bucăți, că s-a făcut cârpel ce s-a făcut până acum. Nu. De strada, de prima stradă de care ați discutat, știți foarte bine că acolo District Gazul a înlocuit rețelele de gaze în municipiul Târgu Jiu, mă refer la Bulevardul Republicii și da. Pe partea dreaptă, cum mergem spre centrul militar, a trebuit la un moment dat să intervenim pentru că după primele intervenții ale gazelor s-a lăsat foarte mult strada și am intervenit cu un covor asfaltic pentru a crea condiții bune cetățenilor care folosesc acea bandă de circulație. În perioada imediat următoare vom veni cu un covor asfaltic pe toată strada Republicii până la Spirul Haret. Deci până în zona Spirul Haret se va amenaja strada cu covor asfaltic în totalitate. A trebuit să intervenim de îndată pentru că, dacă vă aduceți aminte, chiar dacă nu era neapărat folosită ca și carosabil, zona din partea dreaptă, cum veniți dinspre gară, spre Colegiul Tudor Vladimirescu, era afectată de lucrările celor de la gaze din toamna trecută. Și a trebuit să intervenim imediat. Pentru strada hidrocentralei, așa cum bine știți, anul trecut acolo s-a realizat o investiție de 20 de miliarde pentru introducerea cele mai mari canalizări pluviale din municipiul Târgu Jiu. Canalizare care va prelua cartierul constructorilor, cartierul în integralitate, cartierul de Barcader, dar și toată zona de nord a municipiului Târgu Jiu. Este o canalizare făcută pe o conductă de cel puțin 1,5 metri. Sunt sigur că dacă locuiți în acea zonă, vă aduceți aminte că s-a lucrat cel puțin 1,5 an pentru introducerea acestei conducte. Așa cum le-am promis și așa cum v-am promis și dumneavoastră în 2017, mă interesează în primul rând ca să avem utilitățile asigurate pe fiecare stradă, iar ulterior vom interveni pentru amenajarea străzii în totalitate. Strada de care vorbiți dumneavoastră și nu numai strada dumneavoastră, și strada care duce de la Lidl până în cartierul unde am amenajat, până în Șișești, va fi amenajată corespunzător. Deci vorbesc și intrarea din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu până la intersecția cu Șișeștiu, strada pe care am amenajat-o anul trecut, dar și hidrocentralei până la Barăci, până la Barăcile de la ACH, va fi amenajată în cursul lunii viitoare. Eu vă pot garanta că până pe data de 15 septembrie această stradă va arăta impecabil. Da. Mulțumesc pe finalul emisiunii. Mulțumesc pentru telefon. O seară bună să aveți. Două chestiuni. Sănătate, ne mai auzim. Oricum, abia începe toată această poveste. Din 28, dacă nu mă înșel, chiar începe oficial campania electorală. Cineva cere un loc de joacă pentru copii la liceul 4 și pentru că la liceul 4, stați, da. nu, la liceul 4 un spațiu verde, un părculeț. Nu, la liceul 4 astăzi există un loc de joacă exact pe intrarea din spate a liceului 4, pe care l-am și amenajat la street art-ul de anul trecut, care va intra în modernizare, adică asigurarea suprafeții aceea de tartan, mai mult decât atât.
În spatele liceului 4 există atelierele care vor fi amenajate ca și grădinițe cu program prelungit. O parte din ateliere le-am alocat liceului de chimie pentru laboratoare. Jumătate din acea clădire va fi amenajată în această perioadă. Deja contractul este semnat, este un contract de 20 de miliarde. Vor fi amenajate, cred că, 6 grupe de grădinițe cu program prelungit pentru copiii care locuiesc în zona de Barcader. Acolo avem investiții foarte mari și pe zona de sud, Mioriței, Olari, dar și în zona de Barcader, hidrocentrale, avem în momentul de față în realizare spații pentru cei care ajung la grădiniță sau la creșe. Iar spații verzi vor fi amenajate pentru că, v-am spus, acolo va fi un spațiu amenajat pentru o grădiniță. Da, încă două probleme și cred că încheiem pentru că suntem aproape de ora 22. Alimentarea cu apa orașului și subsolurile blocurilor. O să încep cu cea de-a doua problemă care mă privește în mod deosebit. Subsolurile blocurilor, pentru rezolvarea acestor probleme nu există decât o singură soluție. Ceea ce facem de 3 ani de zile, cred că și înainte de venirea mea cu un an de zile se începuse rezolvarea acestei probleme, introducerea unor noi canalizări în cartiere. Domnul Măruță, am constatat prin prezența mea că nu există o altă soluție. De cele mai multe ori se trimite vidanja la subsolul blocului, se scoate toată mizeria din subsol pe banii cetățenilor din blocul respectiv, peste o lună de zile apare aceeași problemă. Însă, aici sunt două probleme. Una care privește autoritatea, pentru că eu nu mai am așteptări de la societatea Paregio. Aici m-am implicat în mod direct din bugetul local să reabilităm toate canalizările din municipiul Târgu Jiu. Și sunt deja 9 cartiere în municipiul Târgu Jiu reabilitate în totalitate cu canalizare pentru blocuri. Problema noastră este să amenajăm canalizarea menajeră în cartiere, iar problema cetățenilor după ce se conectează la aceste canalizări este aceea de a-și rezolva problema cu instalațiile. Pentru că de cele mai multe ori în blocurile unde am fost prezent am constatat faptul că cetățenii de la parter deranjați la un moment dat de foarte multă mizerie care ajungea pe conducte, au tăiat conductele de la nivelul parterului, iar astăzi, și este un focar de infecție, o parte din dejecțiile care vin de la etajul 8, 10 sau 4 ajung direct în subsol. Noi putem să rezolvăm o parte din problemă, adică să putem să-l asigurăm pe cetățean că subsolul va avea comunicare în canalizarea menajeră. Și asta este rezolvarea problemei. Cine găsește o altă soluție, și eu, nevăzând situația la fața locului în trecut, spuneam, domnule, amenajăm subsolul, mai punem nisip, mai ridicăm cotele. Nu, asta nu este o soluție. Pentru alimentarea cu apă, sper la un moment dat, sper să găsim cea mai bună soluție, în așa fel încât noi, ca autoritate publică locală, să ieșim din această asociere. Încerc cu juriștii primăriei municipiului Târgu Jiu de cel puțin 6 luni de zile să găsim o astfel de soluție. Nu mai există posibilitatea să mai rămân asociat ca autoritate în structura Paregio în condițiile în care cetățenii din municipiul Târgu Jiu își plătesc în mare parte contribuțiile pentru furnizarea de apă sau pentru canalizare și primesc ceea ce primesc, lipsă de respect din partea reprezentanților societății Paregio. Și iau un calcul, verific astăzi tot contractul, i-am rugat pe juriștii de la primăria municipiului Târgu Jiu să verifice contractul pe care îl avem cu Paregio și iau un calcul această posibilitate. Ca la un moment dat, structura de canalizare și apă de pe teritoriul municipiului Târgu Jiu să fie, să, pe această structură să creeze o nouă entitate. M-am săturat ca din banii cetățenilor municipiului Târgu Jiu astăzi să se rezolve alte și alte probleme, niciodată problema cetățeanului. Târgu Jiu de 3 ani de zile, din banii noștri ai tuturor, n-a primit nici măcar un leu. Un leu! Eu v-am spus și v-am spus la atâtea emisiuni. Din tot ce plătiți dumneavoastră, din tot ce plătesc eu, din tot ce plătesc cetățenii de pe raza municipiului Târgu Jiu, 30%, domnul Măruță, 30% ar trebui să ajungă într-un fond de dezvoltare. Pentru orice societate, fondul acela de dezvoltare ar trebui folosit în interesul cetățenilor. Păi, domnul Măruță, dacă primăria municipiului Târgu Jiu din bugetul local reabilitează canalizările din municipiu, dacă primăria municipiului Târgu Jiu desfundă canalele, dacă primăria Târgu Jiu se ocupă de rezolvarea problemei cu apa, de ce îmi trebuie un taxator, un perceptor
care să încaseze banii? Nu pot eu să încasez pe o nouă entitate construită și din momentul ăla să mă gândesc cum distribuie acele sume? Pentru că se încasează foarte, foarte mulți bani. Mă refer la sute de miliarde care se încasează de la cetățenii municipiului Târgu Jiu. Și iau în calcul astfel de variantă. Dacă voi găsi în contractul încheiat între noi și societatea Aparegio o singură virgulă care nu este pusă sau o singură condiție pe care Aparegio nu o respectă în acest moment, mă prevalez de această condiție pentru a ieși din această asociere. Am înțeles, problemele când este secetă vor fi rezolvate la un moment dat? Eu la momentul ăsta nu am încredere. Avea o sursă. Eu nu am încredere, nu am încredere în ceea ce fac, ce face conducerea la Aparegio, pentru că acolo sunt și oameni de bună, bună 3, calitate. 2, 3 luni, 4 luni pe an e secetă. Trebuie să avem ceva suplimentar sau nu știu, să găsim o soluție. V-am spus, nu am încredere în ceea ce mai face societatea Aparegio și dacă cei de la Consiliul Județean, eu sper ca viitoarea conducere de la Consiliul Județean să dea de pământ cu domnul Pătrășcu, eu să-l trimite acolo unde e locul, la pensie. Nu-i doresc nimic altceva. Îi doresc foarte multă sănătate, dar societatea asta trebuie condusă de către un om competent care este interesat de problemele cetățenilor municipiului Târgu Jiu și nu numai cetățenilor municipiului Târgu Jiu, dar viitoarea conducere a Consiliului Județean. Pentru că în actuala conducere nu mai am încredere. Am făcut apel de atâtea ori. Niciodată nu mi s-a răspuns, niciodată nu mi s-a spus, dom'le, ce facem noi, cei care suntem astăzi majoritari, pentru că Consiliul Județean este acționar majoritar în Aparegio, pentru cetățenii din Târgu Jiu. Păi dacă fac apel, permanent țip, permanent reacționez la tot ceea ce se întâmplă în acest oraș. De ce trebuie să mai rămân în această structură asociativă? Poți să intervine să ofere, mă rog, o replică? Nu, i-am prea văzut, că vă tot urmăresc emisiuni, dar nu i-am prea văzut cu replici la tot ceea ce discutăm în emisiune. Trebuie să ofer această variantă. Era și acea inițiativă cu bazine de colectare a apei în perioada secetoasă, au fost cumpărate? Domnul, da, facem proiecte, pentru că ne trebuia un proiect pe care trebuia să ne-l propună tot societatea Aparegio. Eu nu am specialiști. În primăria municipiului Târgu Jiu, eu nu am specialist în apă și canal. Da? Atâta timp cât am o societate care ar trebui să-mi furnizeze cele mai bune servicii, cei de acolo ar trebui să-mi furnizeze și soluția. Nu pot să arunc banii pe geam și nici pe apa jiului. Cei de la Aparegio trebuie să spună, domnule, eu am banii alocați în bugetul din acest an. Să vină cu soluția, să spună, trebuie un bazin de 100 de tone, de 1000 de tone, pe care voi finanțați-l din bugetul local. Pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, până la urmă, din banii dânșilor, pot să fac și un astfel de lucru. Dar soluția tehnică trebuie să vină, dacă mai are de la cine veni, de la reprezentanții societății Aparegio. Am înțeles, iată, suntem la finalul emisiunii, ne mai întâlnim și în săptămânile următoare, cu siguranță, mai ales că va începe campania și partidele vor cere teoretic timp de antenă și vor trimite reprezentanți pentru dezbateri, pentru promovări și așa mai departe. Mulțumesc pentru prezența. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Această emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Sunt multe probleme când vine vorba de administrarea unui oraș. Trebuie găsite și soluții, pentru că de asta îi trimitem acolo pe reprezentanții noștri să rezolve aceste probleme, nu să ne spună că nu se pot rezolva. Și cam atât în această seară. Ne vedem mâine aici la Tele3 cu reprezentanții din zona mineritului și energiei. Toate cele bune! Jul se alătură județelor în care terasele se închid la miezul nopții. Potrivit unei noi hotărâri adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, ultima comandă a celor care vor să se relaxeze în aer liber nu trebuie să întârzie mai mult de ora 23. Este o măsură binevenită, eram pregătiți încă din 31 iulie să adoptăm la nivel de județ Gorj o astfel de măsură. Este binevenită având în vedere situația epidemiologică.